Cei care nu ne-am spovedit și împărtășit, ce putem face în acest sens? Eu simt că am o pată pe suflet când mă gândesc la acest aspect și nu știu ce pot face sau dacă pot face ceva. Și eu am multe pe suflet și duhovnicul meu e în alt județ, la mănăstire, stă cu minte acolo, eu stau cu minte aici, în Iași. Sigur, dacă ar fi o chestiune de viață și de moarte, atunci, clar, nu mai stăm pe gânduri. Și sunt convins că fiecare preot va răspunde într-o astfel de situație. Până la urmă, în contextul acesta, chiar așa de dificil, totuși putem să intervenim și să mergem acasă la credincioși. Dar până una alta, haideți să vedem, că și aici e o chestiune pe care nu o cunoaștem sau n-am aprofundat-o de ajuns. Noi reducem taina pocăinței doar la ceea ce se întâmplă în scaunul de spovedanie. Eu am văzut ispita aceasta la ucenicii mei, mai ales în primii ani, după 2008, când așa luase un pic de afară lucrare de la Talpalar, aveau tendința de a veni și de a duce totul acolo și de a rezolva totul acolo. Știți cum pare lucrul acesta sau cu ce îl pot asemăna? Cu acel elev care vrea să facă totul la școală. Nu lucrează deloc acasă. Sigur că încearcă să fie foarte atent la lecții, încearcă să învețe cât mai mult din clasă. În pauze vrea să-și facă repede lecțiile și data viitoare vine cu ce a lucrat în pauză. Sau cu ce a lucrat dacă a ajuns cu 5 minute mai devreme în clasă, a doua zi. Cam așa există o ispită în ceea ce privește relația cu spovedania. Și atunci vrem să ducem totul acolo. Și ce nu facem? Nu lucrăm în rest. Așa cum elevul, dacă lucrează acasă, studiază, aprofundează, face lecțiile mai temeinic, eventual mai lucrează suplimentar, ajunge să fie un elev strălucit și de olimpiadă, tot așa omul care face pocăință și în afara zonei delimitate de scaunul de spovedanie, acela cu adevărat se sfințește, acela cu adevărat se folosește și de spovedanie. Pentru că la spovedanie ai nevoie să vii pregătit. Dacă n-ai inimă zdrobită, dacă nu te duci cu conștiința aceasta că poate e ultima spovedanie și alta nu mai ai și trebuie să te străduiești să mergi până în adânc, ca nu cumva să rămână acolo ceva ce n-ai văzut în inima ta, ceva ce poate să scape și poate să te împovăreze, că dacă treci dincolo, îți vei vedea inima cu toate așa cum sunt ele acolo, nu cum îți închipui tu că sunt. Și dacă nu lași harul curățitor și nu adâncești acolo prin spovedanie și prin celelalte, prin sfintele taine, prin împărtășanie, prin rugăciune, prin nevoință, dacă nu intri și nu curățești inima ta, nu ajungi în adâncul inimii și treci prin poarta cea strântă. Aceea e poarta strântă. În adâncul inimii. Și am mărturia unui părinte care spunea că acolo, când coboară mintea în inimă, cel care spune rugăciunea Doamnei Iisuse, la un moment dat ajunge cu harul Domnului, cu mila Lui, să-și coboare mintea în inimă. Și zice, este un loc foarte strâmt, trebuie să-l găsești, exact ca și cum ai găsi un loc fizic. Și în momentul în care intre, e așa, zice, ca o ușoară amețeală. Și treci pe lucrul acela, dacă vreți, e ca un soi de portal, să-mi vorbesc pe înțelesul oamenilor de astăzi, care se deschide o întreagă lume. Deci, în adâncul inimii, prin poarta strâmtă, te duci și, de fapt, intri cu adevărat în relație cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu toți Sfinții. Deci, te deschizi cu adevărat, intri în împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu vine înăuntru. Da, cred că nu am avut prea ce mă întrebați dumneavoastră. Deci, faceți pocăință deocamdată și dacă chiar arde și e ceva grav, vorbiți cu duhovnicul să vină să vă spovedească. Dar insistați pe pocăință. Acum e momentul să insistăm pe pocăință. Și când vom avea șansa să revenim în biserici, fără opreliști, să ne spovedim, să participăm la slujbe, să ne împărtășim, să se vadă că ne-am pregătit perioada aceasta, nu că am stat pe site-uri, am văzut ce mai zice unul, ce mai zice altul, ne-am uitat la știri, ne-am mai enervat, ne-am mai supărat pe capii bisericii, am mai înjurat și autoritățile, am mai dat cu basca de pământ că nu pot să mă duc și am pierdut nu știu ce concediu sau nu știu ce meci. Și poftim, s-a terminat perioada și eu ce am înțeles din toate acestea? Nu fac decât să ajung un gem de frustrări,
sau să mă las copleșit de tot felul de spaime, de frici. Nu pentru aceasta s-a rânduit acest moment în zodia noului coronavirus.